Primul punct extrem de ușor, aplici formula, volumul este latura la a treia, deci avem 6 radical din 2 la a treia, atenție la calcul, 6 la a treia, 216 ori. Radical din 8, 2 radical din 2, deci îți va da exact ce scrie acolo, centimetri cubi. E bine să citești planul cu 4 litere, BD de prim B', pentru că îți va fi mai ușor să gândești problema. Notăm cu E punctul de intersecție al diagonalelor bazelor. Cum? AE este perpendicular pe BD, pentru că diagonalele împătrate sunt perpendiculare. Și AE perpendicular pe BB', pentru că BB' este perpendiculară pe planul ABCD, pe planul ABC conținut de AE, înseamnă că AE este perpendicular pe planul cerut în problema noastră BD'. Și mai trebuia să observi un singur lucru. Iau mijlocul lui D'E, hai să-l notăm N, și unesc O cu N. O este mijlocul lui D'A, am să scriu D'O egal cu OA, N am construit mijlocul lui D'E, deci D'N egal cu NE, înseamnă că ON este linie mijlocie în triunghiul AED', deci va fi paralelă cu AE. Cum? AE este perpendicular pe planul BD', înseamnă că și ON este perpendiculară pe planul BD', adică este distanța cerută. Cum este linie mijlocie, ON va fi AE pe 2. Calculăm lungimea. Cum diagonala AC este 6 radical din 2 ori radical din 2, deci este 12, AE va fi 6, 6 pe 2 va fi 3 centimetri, evident. Aici vine să fie explicat și sper că ați explicat întâi calculul diagonalei, dar iarăși am vrut să-mi încapă în acest tic.